Precipitațiile care nu mai contenesc de câteva ore au dat bătăi de cap șoferilor din capitală. Pentru a evita accidentele rutiere, pe unele străzi s-a circulat cu viteză minimă. Între timp, în nordul țării au căzut primii fulgi. La Briceni chiar a reușit să se aștearnă un covor de zăpadă. Potrivit meteorologilor, precipitațiile vor continua să cadă și în următoarele 24 de ore. În această noapte, temperaturile vor scădea până la minus 5 grade Celsius. Mâine, maximele vor oscila între 0 și 4 grade. Începând cu duminică, precipitațiile vor conteni, însă temperaturile joase se vor menține și în următoarele 7 zile.